Protestul din fața Palatului Administrativ din turnul Severin a luat proporții. Protestatarilor de la RAN s-au alăturat în această dimineață salariații de la Mina Cuznicioara și Poșta Română. Preț de 2 ore, clădirea a fost înconjurată de oameni ieșiți în stradă să strige nemulțumirea. Concret, minerii cer autorităților locale identificarea unei soluții pentru a putea furniza în continuare cărbune către Termohalânga pentru asigurarea agentului termic din această iarnă. Varianta ar fi mult mai ieftină decât cea pe Păcurină și ar garanta în continuare un flux de muncă pentru angajații de la Huznicioara. Am pus pe tapet toate solicitările noastre de la toate entitățile de pe județ și totodată faptul că în acest județ nu s-a mișcat absolut nimic pentru a fi create locuri de muncă, iar șomajul e în continuă creștere. În ziua de azi, în loc să avem și noi căldură cum este în toată țara, noi minerii stăm cu stocul de cărbune și ei ne mint că ne dă căldură la întâi. De unde să ne dea? Când tona de cărbune noi ne dăm cu 1100 de lei și ei ia păcura cu 17 milioane. Cât va fi gigacaloria? Ne întrebăm noi. Ce v-a scos asta din strat? Toate nemulțumirile adunate de-a lungul anilor ne-au scos azi în stradă. Ce anume? Lipsa căldurii, lipsa apei calde, lipsa locurilor de muncă, dispariția locurilor de muncă, de fapt. La Mina Huznicioara se poate spune că activitatea merge într-un fel sau altul. Într-un fel, după 6 luni de inactivitate, se poate spune că merge, dar Există speranța că veți da stocul, cărbunele de pe stoc undeva? Există speranța că vom da la turceni o cantitate de cărbune, dar insuficientă pentru cât ar trebui să livrăm noi. Despre ce cantitate vorbim? Despre 50.000 de tone. În primul rând, calitatea noastră aici în stradă este de cetățeni. Asta este, în primul rând, este prima noastră opțiune. Pe lângă asta, locurile noastre de muncă sunt prioritare și posibilitatea de a livra cărbune la momentul ăsta la termocentrala de la Halânga nu există. Și noi am cerut soluții pentru asta și nu cerem de astăzi, de mâine, cerem din mulți ani soluții, pentru că noi la momentul ăsta avem 500.000 de tone de cărbune care stau în stocurile unității noastre și nu pot fi livrate, pentru că știm foarte bine, termocentrala a ajuns cum a ajuns. Și de asta cerem să vedem cine sunt responsabili și să se ia odată măsuri cu cei care au făcut toate porcările astea. Revolta oamenilor s-a îndreptat cu precădere către autoritățile locale ale Severinului, în speță către primărie, cea care a luat decizia furnizării căldurii și apei calde pe bază de păcură. Unde sunt toți cei care, consilierii locali, unde sunt domnule primar? Nu trebuia să fie și astăzi aici, împreună cu dumneavoastră? Unde sunteți cu toții? Aveți treaba acum? Angajații Poștei Române, la rândul lor prezenți la proteste, își cer drepturile, nemulțumirile lor fiind îndreptate către guvern. Salariații Poștei vor condiții mai bune la locul de muncă, dar și grilă de salarizare conform muncii depuse. Însă, ca de fiecare dată, revolta oamenilor a fost în zadar, rămânând fără ecou printre autoritățile mehedințene. Toți factorii decizionali s-au baricadat în spatele ușilor închise ale instituțiilor, neieșind să dea piept cu mulțimea.